Milostivirea lui Dumnezeu se revarsă asupra bolnavilor prin intermediul tuturor acelor persoane care se îngrijesc de sănătatea lor și le alină suferința. Dragi prieteni, bun regăsit, suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii aici la Apolonia TV. Data de 11 februarie are o semnificație deosebită în Biserica Catolică, deoarece se marchează Ziua Mondială a Bolnavului. Ocazie prin care Biserica dorește să-și manifeste încă o dată atenția față de cei care sunt în suferință și nu numai, o atenție și față de cei care sunt chemați să aline suferințele bolnavilor. Așadar, discutăm în această ediție despre Ziua Mondială a Bolnavului. Vom avea, bineînțeles, și o reflecție a episcopului Robert Barron, cu o intitulată De ce Dumnezeu permite suferința, și spre finalul emisiunii ne vom opri și asupra Evangheliei din duminica următoare. Toate acestea în dialog cu invitații noștri, Lucia Giurgi, medic rezident la Institutul Regional de Oncologie de aici din Iași. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Și părintele Mihai Galațanu, directorul Oficiului pentru Pastorația Sanitară din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fim împreună și să avem acest dialog legat de Ziua Mondială a Bolnavului, care este la o ediție aniversară. Sunt 30 de ani de când în Biserica Catolică se marchează această Zi Mondială a Bolnavului. Și atunci, întrebarea, cum s-a născut această Zi Mondială? Ziua Mondială a Bolnavului s-a născut din dorința Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, care la 13 mai 1992 a instituit această zi. Se împlineau în acel an 75 de ani de la aparițiile Sfintei Fecioare Maria de la Fatima. Și această Zi Mondială a Bolnavului s-a celebrat pentru prima dată la 11 februarie 1993 la Lourdes, în acel loc frumos în care Sfânta Fecioară Maria i-a apărut Bernadetei Subiru în anul 1858. Ziua Mondială a Bolnavului este o zi care ne invită pe fiecare dintre noi, pe preoți, pe credincioși, pe bolnavi, pe lucrătorii sanitari, pe toți credincioșii și oamenii de bună voință, să medităm cumva la condiția bolnavului, să nu uităm de cei care sunt în suferință, să-i amintim în rugăciunile noastre și să reușim să vedem în ei chipul lui Hristos, cel care suferă și are nevoie să fie vizitat, să fie alinat în suferința sa. Așadar, de 30 de ani această zi mondială în care Sfântul Părinte, la început Ioan Paul al II-lea, apoi Benedict al XVI-lea și actualul Sfânt Părinte Papa Francisc, adresează un mesaj cu atenție, bineînțeles, particulară pentru cei bolnavi, dar de fiecare dată și cu atenție față de lucrătorii sanitari. Care este tema de anul acesta? Într-adevăr, în fiecare an, Suveranul Pontif dăruiește cu această ocazie un mesaj. Mesajul de anul acesta este inspirat, am putea spune, titlul acestui mesaj este luat din Evanghelia după Sfântul Luca, capitolul 6, versetul 36. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru ceresc este milostiv. Și ca subtitlu am putea spune, a fi alături de cel care suferă pe un drum de caritate. Ca și idee generală a mesajului, am putea spune că Papa ne invită pe fiecare dintre noi să ne gândim la imaginea lui Dumnezeu, cel bogat în milostivire,
și să avem și noi această milostivire față de cei suferinți, față de cei bolnavi. Așadar, valoarea centrală asupra căruia Sfântul Părinte insistă să medităm în acest an este acest aspect al milostivirii. Fără îndoială, o atitudine cu care se apropie orice păstor, orice preot, orice capelan de spitale față de cei bolnavi, dar o atitudine care ar trebui să o aibă și cei care se îngrijesc de sănătatea lor. Așadar, Lucia, celor are credința în această misiune a ta de medic? Încă din copilărie l-am întâlnit pe Dumnezeu și iubirea infinită a acestuia, ceea ce m-a determinat să merg pe acest drum și să-i ajut pe cei bolnavi aflați în suferință. Din punctul meu de vedere, această meserie este mai mult decât o profesie dacă este făcută cu dragoste și dăruire, ea devine o misiune. Prin mâinile noastre lucrează Dumnezeu pentru protejarea vieții de la început până la sfârșitul acesteia. Pe lângă îngrijirea trupului, este necesar și îngrijirea inimii, ce oferă speranță celor aflați în suferință. Relația dintre medic și pacient este mai mult decât diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni medicale. Cei doi formează o echipă pentru asigurarea sănătății pacientului, fiind necesară și comunicarea empatică pentru binele acestuia. E mare lucru atunci când auzim că un medic nu se oprește doar la propria competență de specialitate, bineînțeles, de care orice bolnav are nevoie, dar trece dincolo și am simțit așa în ceea ce ai spus tu, tocmai acest aspect de milostivire asupra căruia mi-aș dori să revenim. E clar, nici nu stăm să insistăm asupra acestui lucru, câtă presiune este, mai ales în aceste timpuri, dar cred că mereu în spital iau presiune asupra tuturor medicilor, asistentelor medicali, infirmierilor și așa mai departe și e greu să treci dincolo de această presiune, dar atunci când persoanele reușesc, este cu adevărat impresionant. În Sfânta Scriptură, în Evanghelie, mai degrabă îl observăm pe Iisus Hristos, care ne spune evangheliștii, deseori se oprește să-i întâlnească pe cei bolnavi, să le aline suferința prin cuvintele de încredere, dar și prin vindecare. De ce oare Iisus Hristos a ales să aibă o atenție deosebită față de cei bolnavi? Zilele trecute chiar am citit la Evanghelie cum Iisus Hristos, la începutul activității sale publice, așa ne spune evanghelistul Luca, s-a dus în localitatea sa natală la Nazaret și acolo i s-a dat să citească în fața tuturor și cartea s-a deschis asupra unui fragment din cartea profetului Isaia, în care spunea: Duhul Domnului este asupra mea, pentru aceasta m-a trimis, m-a uns ca să duc săracilor vestea cea bună. Și apoi continuă: astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Iisus Hristos vine în lume pentru a-i face părtași de mântuire pe toți oamenii. Iar un loc privilegiat în această mântuire îl ocupă, am putea spune, cei bolnavi, cei sărmani, cei suferinți. Și așa cum spuneați, în timpul activității sale publice, Iisus străbătea diferite localități și avea, am putea spune, două linii principale a misiunii sale. În primul rând, vestea Evanghelia, predica cuvântul lui Dumnezeu și, în al doilea rând, vindeca bolnavii, vindeca pe cei care sufereau de diferite infirmități. Și la un moment dat chiar Iisus Hristos s-a definit pe sine în Evanghelie ca fiind medic divin. Și putem să ne gândim cât de importantă este această misiune de a avea grijă de cei bolnavi, de a avea în atenție, dacă ne gândim la faptul că Iisus Hristos le-a încredințat apostolilor această misiune de a merge, de a predica Evanghelia și de a-i vindeca pe cei bolnavi, de a vărsa în sufletul celor bolnavi, am putea spune, uleiul mângâierii și vinul speranței, așa cum amintește Papa în mesajul de anul acesta cu ocazia Zilei Bolnavului. Un mesaj care, spuneam, face referință la acest aspect de milostivire, milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor, în special asupra celor bolnavi, cum pomeneai, o milostivire pe care a trebuit să o trăiască fiecare creștin și vom reveni asupra acestui lucru, o milostivire la care sunt îndemnați și lucrătorii sanitari. Ce înseamnă pentru tine, Lucia, să trăiești misiunea ta? Am intuit ceea ce ai spus tu și nu spunem neapărat meserie sau ci efectiv misiune, pentru că, într-adevăr, este o misiune extraordinară. Ce înseamnă să trăiești misiunea cu milostivire?
să fac din misiunea mea ceva cu milostivire. Pentru mine înseamnă a face tot ce îmi stă în putință la patul bolnavului cu multă dragoste. A face din viața mea un dar celorlalți, a spune cuvinte de încurajare, a fi un bun ascultător și observator, pentru că, cum bine știm, limbajul non-verbal transmite mai multe, iar pacienții ne simt dăruirea noastră. Abilitatea de a empatiza cu celălalt este la fel de importantă cu a pune un diagnostic. Și noi toți suntem chemați, chiar dacă avem misiuni diferite, să lăsăm lumea aceasta un pic mai bună decât am găsit-o și, cum îmi place mie să spun, să fim o rază de soare acolo unde suntem. Asta dincolo de faptul că ai depus diagnostic, de făcut tratamente, de îngrijit, din câte știm noi foarte mulți bolnavi, fiecare medic, fiecare asistent medical, asistentă medical, foarte mulți sunt pacienții, reușești de fiecare dată lucrul acesta să te gândești că dincolo de, să numim fișa postului, ce ți-a fost încredințată, să treci dincolo și să fie așa o comunicare de la suflet la suflet, nu este foarte greu? Este uneori dificil, dar trebuie respecta cealaltă persoană din fața noastră și să mă gândesc în momentul acela că aș putea fi eu în locul lui. În locul pacientului, mare, mare lucru. Iată, discutăm despre toate aceste situații în care se găsesc bolnavi care, e clar, sunt caracterizați, orice bolnav este caracterizat de suferință. Este bolnav pentru că este în suferință, așa încât vă îndemn să urmărim împreună reflecția pe care noi vă încredințăm în fiecare ediție, o reflecție a episcopului Robert Barron, care încearcă să răspundă la întrebarea de ce Dumnezeu permite suferința. Să urmărim împreună. Peace be with you. Friends, our first reading is taken from the 55th chapter of the book of the prophet Isaiah. Now, can I recommend something? Oh, you know, someone teased me, by the way, on the comments, because I'm so used to preaching in churches, and I say, now, when you get home, take out your Bibles. And someone said to me, watching this video, you know, Bishop, we're already at home. So you're already at home. Get your Bibles. Go to this section of Isaiah, chapters 40 through 55. It's, I think, one of the high water marks of Old Testament theology, one of the richest explorations of the nature of God. So our passage today is taken from the end of it, chapter 55. Now, what do you find in 40 through 55 of Isaiah? You find consistently the insistence that God is at the same time infinitely close to us and infinitely transcendent. St. Augustine, much later, put it this way, that God is intimior intimo meo et superior sumo meo. That means he's closer to me than I am to myself, and he's higher than anything I could possibly imagine. Well, you find this back in the prophet Isaiah. So, for example, in our reading for today, we find, seek the Lord while he may be found. Call to him while he is still near. The nearness of God, of course. God's the creator and sustainer of all things. It's Isaiah 49, so in that same section, the famous passage. Could a mother forget her child? Even if she forgets, I will never forget you, because I have carved you in the palm of my hand. That's how close we are to God, how close God is to us. Okay. But at the same time, as you look through this section of Isaiah, you're going to find lots of passages emphasizing the strangeness and radical otherness of God. I'm going to give you just a few. All taken from chapters 40 through 46 of Isaiah. Listen. To whom then will you liken God? Another one. To whom will you compare me? Or who is my equal? Another one. I'm the Lord. My glory I give to no other. Another. I'm the Lord, and besides me there is no Savior. Another. Is there any God besides me? There is no other rock. I know not one. I am the Lord, there is no other. Besides me, there is no other God. To whom will you liken me and make me equal? Those are all from the same section of Isaiah. Closer to us than we are to ourselves, I've carved you in the palm of my hand. Yeah. And I'll use that lovely Latin phrase, totaliter aliter. That means totally other.
Seek the Lord while he may be found. Yeah, but listen to the other thing we hear from our reading for today. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Listen, as high as the heavens are above the earth, so high are my thoughts above your thoughts, and my ways above your ways. Infinitely close, infinitely far at the same time. Now, think about something, everybody. I mentioned the fact that God is the creator of all things. Does that indeed mean he's intimately connected to all things? Yeah, because he creates and continually sustains the whole universe. Absolutely. So again, Aquinas can say God is in all things by essence, presence, and power. It's no place to run from God. God's in and through all things. But by the same token, precisely as creator of the universe, God is not some item within the universe, right? He's the creator of the whole operation. Therefore, he's not one of the denizens of creation. You know, this is a mistake, by the way, that atheists, both old and new, make all the time. As though we think God is some big being in the world. And I'm not finding any, you know, physical traces or any evidence of this being. Where is he? Well, that's precisely what God is not. Because God is the creator of the whole universe. He's not an item within the universe. Intimately close and totaliter aliter. Now, I'll give you one more philosophical reference. St. Thomas Aquinas typically refers to God not as highest being. So, for example, if I'm looking at planet Earth, I'll say, well, there's planet Earth. And then, well, what's bigger than Earth? Well, I guess Mars is bigger than Earth. And then what's the biggest planet in the solar system? Well, I guess that would be Jupiter. Well, okay, I'm talking about, you know, big, bigger, biggest. But all three are planets within the solar system. They're all comparable to each other, right? Or boy, that guy's smart, that guy's smarter, and boy, Einstein, he's the smartest of them all. Okay, I'm making comparisons within a certain set of beings. Listen again, though, to Isaiah. To whom will you compare me? See, God isn't the biggest thing around. He's not, boy, of all the impressive things in the universe, he's the most impressive. No, that makes him comparable. So Thomas Aquinas, again, doesn't say God is highest being. He says God is ipsum esse. That means the sheer act of to be itself. Huh. In all things? You bet, because nothing in the world would exist without the influence of God. Above all things? Absolutely, because God's not one of the items in the universe. Okay, now, you're probably thinking, all right, Bishop, this is all really, really abstract stuff, and maybe it appeals to philosophers, but listen to me. I'm going to show you exactly where the rubber meets the road. I'm going to show you exactly where these clarifications are of enormous practical import. And it's all around the problem of suffering. Now, I trust I got your attention. I found all my years of preaching, all you got to do is mention suffering. Everyone perks up. Why? Well, because everybody hurts sometime. Wasn't that REM said that? But everybody suffers. Everybody suffers. And what's the question now for religious people? Well, the question is, if God is infinitely close to all things, God is my friend. God is the one that sustains me in being. He's in and through all things. Then how in the world could God be presiding over this terrible calamity? God's closer to me than I am to myself. Well, okay, I get it, but then why is he permitting me to go through such suffering? What's the answer? And I'll stay with Isaiah. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, says the Lord. Is he close to us? Yeah, in our suffering, yes, indeed. But will we understand the purpose of God vis-a-vis our suffering? Not usually. As high as the heavens are above the earth,
So high are my thoughts above your thoughts, and my ways above your ways, says the Lord. Okay, let me make this a little more concrete. First with kind of a somewhat silly example, and then a more serious example. When I was a little kid, I was 7 years old, my father bought this wonderful dog. We called him Tiger because we lived outside Detroit and we were Detroit Tigers fans. Tiger was a beautiful dog, a sable collie. So think Lassie, but with black fur. Beautiful dog. I'm 7 years old. My brother was 8. You know, he became our best friend. We loved him. Well, Tiger, like all dogs that I've ever known, hated going to the vet. And we always had to get him in the car and drive him to the vet. And so somehow he always associated the car with the vet's office. And you put Tiger in the car, he's a very happy dog, but he would immediately start to tremble. So we get him to the vet. And now here's the event I'm thinking of. Maybe he was 3 years old at the time, so I'm 10. And we bring him to the vet just for shots. It was nothing dramatic, but he had to take some shots, right? So he's trembling. And the vet, I was there with him, the vet turned to me and said, why don't you just kind of hang on to him? And so I sort of hugged him around the neck like this, right? And then the vet was giving the shots. And Tiger's already a basket case, and now things are even going worse because now he's going through the pain of these shots. Well, here's what I want you to see. As this was going on, Tiger, so I've got him right here, Tiger looked at me. You know what dogs, they don't have quite the expressiveness that we have. You know, we can convey all kinds of emotions and thoughts through our expressions. Nevertheless, dogs are pretty good at communicating what they're feeling. And so Tiger looked at me, and I can still see it in my mind's eye. The look said, why are you doing this to me? You know, he knew what? I was his best friend, right? He knew that I was his master. I was his best friend. I was there to take care of him. And 99 times out of 100, I was always there to, you know, help him and pet him and support him. But suddenly, and from his perspective, inexplicably, there I was presiding over this calamity. And the look was, how could you be doing this to me? Now, here's the real point I want to make. Even then, at the age of 10, what occurred to me was, you know, even if I wanted to, and indeed I did, even if I wanted to explain the situation to Tiger, I couldn't. I mean, I could say, oh, Tiger, trust me, these shots, you know, they're good for you. I know it's hurting you right now, but they're good for you. I couldn't even in principle explain it to him. Now, why? Why? Because there was a qualitative difference between his capacity to understand and my mind. There was something totaliter-aliter, totally other about my way of imagining and seeing the world and his. It's occurred to me over the years, I know it's a somewhat silly example, but it's an analogy to God's relationship to us. Do we go through sufferings over which God, in a way, is presiding? I mean, God is present to it. Yeah. And do we look at God with that same look that Tiger gave me? Like, how could you be doing this? But now the difference in capacity between our minds and God's. Okay, that's the relatively silly. Now let me give you a somewhat more serious, but along the same lines. This was during my years of pastoral ministry. A young dad, he had a kid about 3, a son, who had to go in for some very major surgery. I forget now why, what it was, but it was major surgery. And the dad, you know, brought him to the hospital and then was there when he came out of surgery. And as the young kid is recovering, he's just in great pain and discomfort. And the dad came to see me. I was the parish priest at the time. And he said, Father, here's what's bugging me. Is I want to explain to him why he's going through this. But I realize I couldn't possibly explain it to him. He's too young to take it in, to understand surgery and its purpose and why this pain has to be endured and this is actually good for him in the long run. And again, I thought it's an analogy to God's relationship to us when we suffer. Is he close to us? Yes,
Could a mother forget her child? I mean, even if she forgets, I would never forget you. I've carved you in the palm of my hand. Does that remain true? Yes. But at the same time, as high as the heavens are above the earth, so high are my thoughts above your thoughts. My ways above your ways, says the Lord. God is intimately close to us and totaliter aliter. How come we suffer? You know, it's not a cop-out. It's just the truth to say, typically, I don't know. I don't know, but I'm like Tiger at the vet. I'm like the young kid in the hospital. I mean, I don't know. And there's someone who loves me, who's present to the situation, but who can't even in principle begin to make sense of it for me because of the radical difference. Hard truth, yeah, we all struggle with it. But I think this section of the prophet Isaiah, and read it, 40 through 55, sheds a good deal of light on this very unique, even strange way that God necessarily relates to us as creatures. And God bless you. Momentele de suferință nu lipsesc din viața noastră și episcopul Barron ne spune că Dumnezeu, e greu să dăm răspunsul la întrebarea de ce Dumnezeu permite suferința, dar un lucru este sigur, faptul că Dumnezeu nu ne lasă singuri, este cu noi în orice moment de suferință, de încercare, de boală. Mulțumim soților Oana și Radu Capan pentru traducerea acestei reflexii și pentru materialul publicat pe cristofor.ro, unde găsiți multe alte materiale bune, frumoase, utile pentru credința dumneavoastră. Noi continuăm reflexia asupra Zilei Mondiale a Bolnavului, 11 februarie, în fiecare an, anul acesta a 30-a ediție, și continuăm discuția cu Lucia Giurgi și cu Părintele Mihai Galățanu despre modul în care noi suntem chemați să ne apropiem cu milostivire față de cei bolnavi. Vorbeam de faptul că, da, păstorii, preoții au această datorie să se ocupe, să se apropie de cei bolnavi, să se le aline suferința, nu mai spunem medici și toți lucrătorii sanitari, dar cred că putem să punctăm un alt lucru. Fiecare creștin, în virtutea botezului, în virtutea faptului că este fiu, fiica a lui Dumnezeu, are această misiune, ca să nu-i spunem datorie, de a se apropia de cei bolnavi și de a manifesta milostivirea lui Dumnezeu. Așadar, cum fiecare creștin poate să facă lucrul acesta, să răspundă la această chemare? Într-un mod concret, am putea spune că fiecare dintre noi este chemat să fie milostiv, împlinind, punând în practică faptele de milostenie trupească și sufletească. Este apoi important, cred, să propunem celui bolnav un mod, un drum de maturizare, de creștere în credință. Și spun un drum pentru că nu este doar ceva sporadic, ceva pe moment, dar este, am putea spune, o cale care trebuie parcursă, adică sunt mai multe etape. Nu ajutăm pe cineva bolnav cu milostivire să fie milostiv doar o perioadă, dar este un drum și noi trebuie să fim alături de el, propunându-i de exemplu cuvântul lui Dumnezeu, propunându-i binecuvântarea lui Dumnezeu, propunându-i celebrarea sacramentelor. Și știm că atunci când cineva este bolnav, de obicei primește sacramentele de vindecare. Și ne gândim aici la sacramentul spovezii și la sacramentul Sfântului Maslu. Și dacă este posibil, aceste două sacramente se adaugă cu sacramentul Sfintei Euharistii, al Sfintei Împărtășanii. Acestea, am putea spune că sunt câteva căi din punct de vedere spiritual prin care noi putem fi milostivi. Dar am putea fi milostivi, de exemplu, și prin fapte concrete. Nu? Și Papa, în mesajul său de anul acesta, amintea de istoria oarecum a Europei, a creștinătății, în care secole după secole, generații după generații și popoare au făcut să se nască opere de binefacere, sau cum le numește Papa foarte frumos în mesaj, hanuri ale bunului samaritean, în care în aceste case sunt tratați toți cei care suferă, în primul rând cei marginalizați, cei pe care nu-i mai iubește nimeni, am putea spune, care atâtea congregații
au realizat aceste case, aceste hanuri și în care sunt tratați acești bolnavi. Iar fiecare creștin, în orice situație, mă gândesc în comunitățile noastre, în parohiile noastre, unde, din păcate, nu lipsesc cei bolnavi, iar am putea spune chiar din fericire nu lipsesc cei bolnavi, pentru că asta ne pune puțin cu picioarele pe pământ și ne ajută să înțelegem că fiecare dintre noi avem nevoie să privim la darurile lui Dumnezeu. Cei care sunt sănătoși, cei care își trăiesc credința, ar putea cu toată ființa, nu, să-și manifeste milostivirea, să îndrepte această milostivire față de cei bolnavi. Sigur, sunt îndemnați ca întreaga lor ființă să fie milostivă. Putem să ne gândim că atunci când vizităm pe un bolnav, de fapt îl vizităm pe Hristos. Și poate că uneori ne este greu să fim milostivi, nu avem acest curaj, nu avem această forță și poate că uneori în rugăciunea noastră ar trebui să-i cerem Domnului să ne dea acest curaj de a fi milostivi. Ce frumos ar fi, nu știu, mă gândesc, de exemplu, ca dimineața când ne trezim, înainte de a ne începe ziua, să putem spune: Doamne, ajută-mă ca ochii mei să fie milostivi. Adică ochii mei să nu judece după aparențe, dar să reușească să vadă, să întrezărească nevoile celor bolnav, celui de lângă mine, celui sărman. Păi, Doamne, ajută-mă ca urechile mele să fie milostive. Să nu-mi pun dopuri în urechi, de exemplu, dar să am urechile deschise, să știu să aud glasul celui care strigă după ajutor. Doamne, ajută ca inima mea să fie milostivă, ca limba mea, de exemplu, să fie milostivă. Adică să știu să am întotdeauna cuvinte pline de mângâiere, pline de speranță. Apoi, Doamne, ajută ca mâinile mele să fie milostive, adică să fie pline de fapte bune. Apoi picioarele mele să fie milostive, în sensul să fug către în întâmpinarea nevoilor celorlalți, chiar și atunci când am avut poate o zi mai plictisitoare, și în acea zi în care sunt obosit, și ca o încununare așa: Doamne, ajută-mă ca inima mea să fie milostivă, adică să simt că cel de lângă mine, cel bolnav, într-adevăr are nevoie de mine și să-mi ofere tot sprijinul, chiar dacă uneori poate mai observ că cei din jurul meu profită de bunătatea mea. Îmi vine aminte cuvintele, cred că este o parafrazare, nu știu exact, dar cred că a Sfintei Tereza de Calcuta, Maicii Tereza de Calcuta, care cred că la un moment dat spunea că lângă o persoană care este în suferință ar trebui să se găsească de fiecare dată o persoană care iubește, pentru că în felul acesta se alină suferința. Spuneam ceea ce este semnificativ faptul că Sfântul Părinte, vorbind în acest mesaj bolnavilor, adresându-l celor care sunt în suferință, nu uită de cei care au această misiune de a-i trata, de a le alina suferința și, bineînțeles, m-am putea fără exagerare să spun, elogiază toată munca personalului medical. Și îmi permit să citesc, știu, Lucia, că ai citit și tu acest mesaj, dau un citat. Spune Sfântul Părinte: mâinile voastre, se referă la tot personalul medical, mâinile voastre care ating carnea suferindă a lui Hristos pot să fie semn al mâinilor milostive ale Tatălui. Fiți conștienți de marea demnitate a profesiei voastre, precum și de responsabilitatea pe care ea o comportă. Am încheiat citatul. Lucia, ce-ți spun aceste cuvinte ale Sfântului Părinte, care sunt adresate ție și tuturor celor care lucrează în domeniul sanitar? Cuvintele Papei Francisc îmi transmit faptul că prin mâinile noastre lucrează Dumnezeu. În imaginea bolnavului stă imaginea lui Hristos suferind, care ne ia povara și este alături de noi și ne arată sensul acesteia. În asta constă misterul iubirii lui Dumnezeu, care ne oferă curaj și speranță în a depăși orice obstacol din calea noastră împreună cu El. A fi medic este, deci, mai presus decât o profesie, este o misiune, o mare demnitate, dar care implică o mare responsabilitate. Aceasta este o artă ce include profesionalismul și omenia și care trebuie să fie un echilibru între știință, artă și comunicare, care are un scop final
alinarea suferinței pacientului sau vindecarea când acesta este posibilă. Mi-aș permite să-ți adresez o altă întrebare, pentru că Sfântul Părinte vorbește despre milostivirea față de cei bolnavi, atenția față de toate aceste persoane, nu spune într-un mod direct în mesaj, dar intuiesc aici și faptul că Sfântul Părinte ar îndemna la o milostivire față de personalul medical, pentru că dincolo de toate aspectele pe care le regăsim, sunt multe lucruri de pus la punct în sistemul medical, nu cred că numai în țara noastră, peste tot trăim într-o perioadă destul de semnificativă în privința aceasta și apăsătoare, dar de multe ori se lovește în personalul medical. Și atunci întrebarea vine următoarea: tu ca medic, toți cei care sunteți implicați în tratarea bolnavilor și în tot sistemul, aveți nevoie să simțiți de și voi milostivirea, nu știu, a instituțiilor, a societății, a aparținătorilor, pentru că de multe ori familiile celor bolnavi vin încărcați pentru că o persoană în suferință și se întâmplă, dacă nu greșesc, să se descarce pe medic, pe medicul curant și așa mai departe. Personalul medical are nevoie să simtă milostivirea celorlalți în ce manieră? Desigur că este nevoie ca personalul medical să simtă un feedback pozitiv din partea pacienților și a aparținătorilor acestora. Atunci când, de exemplu, la ATI, aici unde lucrez eu, când un pacient este salvat și pleacă acasă, simți o mulțumire interioară pentru că am putut face ceva pentru acel pacient, iar când ei ne răspund la rândul lor cu un mulțumesc pentru că mi-ai salvat viața, este o mare lucru, sau mai ales familia să vină să spună mulțumesc, pentru că într-adevăr este o datorie, e adevărat, dar cred că este și o ocazie potrivită să arătăm recunoștința și cred că lucrurile s-ar schimba într-o manieră semnificativă atunci când între noi am arătat recunoștința pentru ceea ce facem. Părinte Mihai, în spital, de exemplu, când îngrijiți un bolnav, uneori se întâmplă să acordați chiar și ungerea bolnavilor cu această într-un fel teamă că poate să fie ultimele ore, ultimele minute, poate persoanele își revin. Cum simt, știu, și aparținătorii și bolnavii? Se întâmplă să vă sună și vă spună: părinte, mulțumesc că ați fost cum la mine, mulțumesc că m-ați povedit, m-ați împărtășit, m-ați îngrijit spiritual? Se întâmplă lucrul acesta sau familiile? Sigur că da. Am experimentat de multe ori această legătură pe care familia o are cu cel bolnav. Și am simțit cum, într-adevăr, grija lor se manifestă prin a chema preotul, prin a mă chema pe mine, de exemplu, să mă duc la unitatea spitalicească. Pot spune că astfel reușesc să creez o legătură cu familia și de multe ori am primit, cum spunea și domnișoara doctor, un feedback pozitiv din partea familiei, în sensul că prima mesaje de mulțumire, să știți că după ce a fost la ea, mi s-a spus la bolnavul respectiv, persoana s-a simțit mai bine și a revenit. Și până la urmă, harul lui Dumnezeu, trebuie să avem această încredere că harul face minuni. De multe ori credem că noi cu puterile noastre am făcut, dar să nu uităm niciodată că de fapt suntem în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu le rânduiește cum știe El mai bine toate situațiile, toate necazurile și problemele care apar în viața noastră. Bineînțeles, Dumnezeu face minuni și prin mâinile și competența și știința medicilor și a tuturor celor care au grijă de cei bolnavi. Ne apropiem de finalul emisiunii și vă îndemn să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din duminica următoare, Evanghelia din duminica următoare. Este duminica a șasea de peste an, un fragment din Evanghelia după Sfântul Luca, la capitolul 6. În acel timp, coborând împreună cu cei 12, Iisus s-a oprit pe câmpie. O mare mulțime de discipoli ai săi și mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim și din toată zona de coastă a Tirului și a Sidonului au venit ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Ridicându-și ochii spre discipolii săi, a spus: fericiți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi care acum sunteți flămânzi, căci vă veți sătura. Fericiți voi care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor ură, când vă vor exclude,
când vă vor insulta și vor șterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați de bucurie, căci iată, răsplata voastră va fi mare în cer. Pentru că așa făceau și părinții lor cu profeții. Dar vai vouă, bogaților, pentru că vă primiți mângâierea. Vai vouă celor care sunteți sătui acum, căci veți suferi de foame. Vai vouă celor care râdeți acum, căci veți jeli și veți plânge. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine, pentru că așa au făcut părinții lor profeților falși. Iată, avem Evanghelia din duminica următoare, aceste fericiri sintetizate un picuț de Sfântul Evanghelist Luca. Părinte Mihai, ce ne spune acest cuvânt al lui Dumnezeu? Am văzut acolo, este Evanghelia pregătită, stabilită pentru duminică, dar acolo ne spune să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Oamenii rugau la Iisus să fie vindecați de bolile lor. Exact tema pe care avem noi. Corect, chiar să leagă această Evanghelie de ceea ce am vorbit noi până acum, vedem de fapt cum Iisus Hristos vine în întâmpinarea suferințelor, a problemelor noastre și îi numește fericiți în mod paradoxal, îi numește fericiți pe cei suferinți, îi numește fericiți pe cei prigoniți, pe cei suferinți și așa mai departe. Prin acest lucru, de fapt, Hristos invită pe toți să aibă încredere în Dumnezeu, să nu se rezume doar la lumea aceasta trecătoare, la ceea ce se vede, dar să treacă cu mintea și cu inima în lumea spirituală și să se încreadă cu toată ființa lor în Dumnezeu și astfel suferința va deveni o fericire, foamea va deveni o fericire, prigoana va deveni o fericire. Lucia, nu sunt paradoxale aceste fericiri? Ai avea curajul să spui unui bolnav că ești fericit pentru că ești bolnav? E destul de complicat. Ce ne spune acest cuvânt? Ce spune ție acest cuvânt al lui Dumnezeu? Fericiții din această Evanghelie, dacă e să ne luăm după judecata omenească, reprezintă o ironie. Săracii în duh sunt acele persoane care își pun toată încrederea în Dumnezeu și nu în ei sau în lucrurile lumești. Ei nu își fac comori pe lumea aceasta, ci, deși nu le refuză și nu fac un scop din acesta, ci își fac un mijloc pentru a trăi iubirea lui Dumnezeu aici, pe pământ. Săracii în duh sunt mai bogați pentru că îl au pe Dumnezeu, care este creatorul la toate. Și ca să mă refer la profesia mea, putem spune că cei care plâng pe patul spitalelor sunt fericiți? Nu cred că am putea face acest exact. Nu cred că am putea face acest lucru în opinia omului, ci doar în înțelepciunea divină. Dacă e să-L dăm pe Dumnezeu la o parte, aceste fericiri ar fi absurde. Așadar, iată un cuvânt care este, pe de o parte, tulburător, pentru că vorbim despre fericiți cei care, după logica umană, așa cum spui tu, Lucia, nu ar putea să fie fericiți, dar, până la urmă, este și acest cuvânt, Părinte Mihai, bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați de bucurie. Este și invitația la bucurie. Hristos ne spune că în toate aceste încercări există și speranță, există și încredere, există și bucurie. În ce sens lucrul acesta? Putem să ne gândim că viața noastră își are împlinirea doar în acel moment în care ne vom întâlni cu Tatăl în împărăția cerească. Și atunci, acolo va fi numai bucurie, va fi numai zâmbet, ne vom simți bucuroși pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Și atunci vom uita de tot necazul pe care noi l-am experimentat în viața aceasta trecătoare, în viața noastră trupească. Iată, am vorbit despre Ziua Mondială a Bolnavului, despre mesajul Sfântului Părinte, acest îndemn la milostivire. Am discutat despre modul în care și un medic poate să trăiască misiunea sa, profesia sa cu milostivire, dar e ocazie potrivită în care să ne amintim fiecare dintre noi că ne trăim credința sau nu ne trăim credința, oricine, în fiecare dintre noi întâlnim persoane în suferință, persoane bolnave, putem foarte mult să alinăm
suferința celor bolnavi. Așadar, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit. Vă încredințăm rugăciunii Dumnezeu ca în misiunea de păstor a celor bolnavi, în misiunea de medic, să reușiți să aduceți vindecare fizică, vindecare spirituală, astfel încât fiecare bolnav să simtă această milostivire a lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze cu multe roade sufletești în tot ceea ce aveți de făcut. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost împreună cu noi. Ziua de 11 februarie, Ziua Mondială a Bolnavului, nu trebuie niciun caz să rămână singura zi în care noi ne gândim la cei bolnavi. Dacă, din fericire, să spunem, nu avem un bolnav în familia noastră, ne uităm în jurul nostru și ne dăm seama că sunt foarte multe persoane bolnave care au nevoie de mângâiere, au nevoie de încurajare, au nevoie de ajutor, de ce nu? Au nevoie de rugăciunea noastră să-i încredințăm lui Dumnezeu. Așadar, să fie ocazie potrivită ca fiecare dintre noi să ne rugăm pentru cei bolnavi și să ne întrebăm ce pot face pentru a alina suferința. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii aici la Apolonia TV. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze și, bineînțeles, multă, multă sănătate! Mulțumim.